Bună, drag prieten! Bine ai venit în bucătăria mea dulce! Eu sunt Anita, iar azi o să facem împreună încă un tort în formă de inimă. Pentru prepararea lui vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 2 linguri de miere, 90 de grame de unt, 170 de grame de zahăr, 2 ouă, o linguriță de bicarbonat de sodiu și 500 de grame de făină. Pentru început punem untul, zahărul și mierea pe baie de abur și amestecăm în continuu până se topește untul. După ce untul s-a topit, adăugăm cele 2 ouă și amestecăm foarte repede. Adăugăm bicarbonatul de sodiu și mai amestecăm 30 de secunde, după care luăm oalea de pe foc. Începem să adăugăm făina cernută puțin câte puțin și frământăm până când obținem un aluat omogen ce nu se lipește de mâini. Aluatul obținut îl vom tăia în 3 părți egale și îl vom lăsa să se odihnească 3 minute pe masă, iar între timp noi ne vom ocupa de decuparea inimioarei. Această inimioară am desenat-o pe o hârtie A4. Dumneavoastră o puteți decupa și pe mijloc în formă de inimă dacă doriți. Eu voi lăsa așa întreagă. Acum vom întinde foile. Vă recomand să folosiți la întins 2 foi de copt, așa o să vă fie mai ușor. Înțepăm foaia cu furculița și o introducem în cuptorul preîncălzit la 150 de grade, timp de 10-12 minute. Repetăm același procedeu și cu celelalte 2 foi. Pentru crema avem nevoie de următoarele ingrediente. 150 de grame de ciocolată albă, 400 ml de frișcă lichidă îndulcită, 200 de grame de cremă de brânză Philadelphia și 7 grame de gelatină. Primul pas este să hidratăm gelatina, peste care voi turna un pahar de apă rece și o voi lăsa deoparte timp de 10 minute. Ciocolata ruptă bucățele am topit-o în cuptorul cu microunde, acum o voi lăsa să ajungă la temperatura camerei. Punem crema de brânză și frișca lichidă în bolul mixerului și începem să mixăm. Adăugăm și ciocolata albă care a ajuns la temperatura camerei și mai mixăm foarte puțin. Stoarcem gelatina de apă și o dizolvăm în cuptorul cu microunde. Adăugăm gelatina peste cremă și amestecăm bine. Pentru decor voi folosi duza numărul 607 din setul meu de duze pe care îl puteți găsi pe site-ul meu anitacooking.ro. Vă las linkul în descriere. Pentru a decora tortul ne dăm frâul liber imaginației. Din aluatul rămas de la tort, eu am făcut câțiva biscuiți în formă de inimioară. Am pictat biscuiții cu colorant roșu alimentar. Acești coloranți îi puteți comanda de la mine prin mesaj privat pe pagina mea de Facebook Anita Cooking. Vă las linkul în descriere. Acest tort îl puteți face sub diferite forme, cifre, litere sau orice alt desen. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Voi urca în fiecare vineri o rețetă nouă. Dacă îți place bucătăria, te aștept cu drag în grupul meu de Facebook Rețete Culinare Împreună Anita Cooking. Până la următoarea rețetă, îți doresc toate cele bune. Pa, pa!